bună ziua și bine ați venit. Supunem la vot procesul verbal de la ședința trecută. Cine este pentru? Bună ziua, se abține cineva? Dăm citirii ordinei de zi de la ședința de astăzi. Primul punct. Proiect de hotărâre pentru modificările HCD numărul 11/13/2017, modificările de procedură și completările ulterioare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție, modernizarea drumului Sătești, comuna Codru, de sub Astea 1. Inițiator primar al subiectului. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCD numărul 12/13/2017 privind aprobarea asigurării și înființării obiectivului de investiție, modernizarea drumului Sătești, comuna Codru, județul Bacău, inițiator al Budianului. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini privind funcționarea serviciului de iluminat public din comuna Codru, inițiator primar al Budianului. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru copiii cu merite deosebite care au obținut premii la olimpiade și examene din anul școlar 2017-2018, inițiator primar al Budianului. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul comunei Poduri, inițiator primar al Budianului. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind verificarea bugetară, inițiator primar al Budianului. Rectificarea. Ce cum a zis? Rectificarea. Rectificarea. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13/10/2000 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Poduri atestat prin HD 1347/2001 publicată în Monitorul Oficial 305 din 2002, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar al Budianului. Și punctul numărul 8, divers. Inițiator. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? Da. Începem cu punctul numărul 1. Are cuvântul doamna. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Înainte de a începe această ședință, aș vrea să vă rog, că nu am apucat să vorbesc în ședința despre treaba asta, dar am rugămintea ca ședințele să fie unele de bun gust, în sensul în care să vorbim frumos unii cu alții, să nu avem mărte, că mi se pare corect asta. Vă spun de ce, pentru că cel puțin în ultimele două săptămâni, împreună cu colegii mei, chiar muncim cu responsabilitate pentru canalizare și credeți-mă că altceva nu mai vedem și chiar nu dorim să fim bulversați, putem să ne facem treaba ca lumea, pentru că este un proiect foarte important și sunt convinsă că oricât de rău ar fi cineva sau oricât cred că înțelege situația, nu cred că este o problemă care să o expunem și să nu fim de acord sau să nu găsim o soluție pentru o problemă și de asta am această rugăminte, pentru că chiar nu, dacă cuiva spune, domnule, asta ți-ai ales, chiar nu este ușor, mai ales că o să vedeți și o să discutăm la urmă ce se întâmplă cu pământul acesta pentru canalizare și pentru că îmi doresc neapărat ca acea
pompă de, cum se cheamă, cam stație de epurare să rămână aici pe teritoriul nostru, să nu dăm, nu neapărat Măgireșului, acolo faptul că au ei mai mult spațiu și îmi doresc foarte mult treaba asta și cred că suntem așa sub o presiune extraordinară. Am să rog domnul președinte de comisie dacă vrea și să supună la vot, dacă oferă 5 minute, avem o invitată care are o problemă, tot o problemă dintr-o asta de administrație, dacă sunt de acord și dumneavoastră, domnule președinte, sunteți de acord ca să expune problema, ca pe urmă să intrăm în problemele noastre și să terminăm ședința, da? Cum da. Doamna Ariton este aici și cred că... N-am fost pregătită, nu m-am aranjat încă, dar în două cuvinte. Ia loc, nu trebuie să da. În două cuvinte. Eu și soțul meu anul trecut am avut o problemă groaznică. Ne-am trezit pe sub gard cu o mare gaură și un șanț făcut doar pe o porțiune mică de pe proprietatea noastră, din fața gardului. Acolo era o groapă făcută de un angajat al primăriei Poduri, nesupravegheat, care... cu ajutorul unei familii a Dochiței, care a reușit să zguduie și relațiile cordiale cu doamna primar, l-a ghidat să facă o groapă de scurgere de pe partea cealaltă de drum, să treacă printr-un tub și să se scurgă toate dejecțiile și toate apele de pe partea cealaltă a drumului. Cum noi plecam în concediu, am văzut mai târziu, această familie a Dochiței ne-a hărțuit tot timpul, am venit la primărie, i-am spus doamnei primar, cu o săptămână înainte, uitați, avem urgență, plecăm în concediu, doamna primar a fost drăguță, ca întotdeauna, am înțeles, te rezolv, îți trimit excavatorul și ce vrei, să facem un șans sau să acoperim? Zic, nu am timp, noi plecăm acum din țară, două săptămâni, o excursie, mă rog. Treaba e că pe 14 iunie anul trecut a fost o zi de chin de calvar, unde mi-am riscat viața, am stat de dimineață până seara. Nu e vina doamnei primar, a fost obligată să plece la Iași. Iar aici am întâmpinat probleme dificile, în sensul că excavatorul era defect. Șoferul era unul care, nu știu, dacă era abia angajat în urma angajărilor acelea care, după cum știți, a fost dat afară un excavatorist care fura piese și era o perioadă de tranzit. În final, după o bună ceartă și cu domnul Iftimie, el s-a gândit la sugestia doamnei primar să aducă un excavatorist de la Moinești. Asta a fost la ora 6 când eram topiți, leiți de putere cu toții și după multe certuri și drumuri și am stat toată ziua, am văzut cum se desfășoară activitatea aici în primărie. Repet, cu altă ocazie o să fac o propunere, trebuie să fie o persoană care să verifice personalul care lucrează aici în primărie. Pentru că, așa cum s-a întâmplat, să nu sări de la una la alta, așa cum s-a întâmplat, cineva a făcut un răspuns fără să citească sesizarea și resesizarea și în bună credință, doamna primar a semnat. Deci, ceea ce a scris această persoană care a redactat răspunsul este aberant și trebuie verificat și trebuie luate măsuri. Ca să nu mai o lungim. Cu domnul Iftimie, până aici suntem ok, a fost drăguț și el că a stat până a venit excavatoristul, apoi rupt de oboseală că să făcea strada, să turna covorul asfaltic, a zis, eu plec, l-am adus pe excavatorist să facă. Uitați! Acest excavatorist de la Moinești a luat câteva cupe din pământul nostru, că pământul nostru a fost pus la unul, la Huian Neculaie. Așa. Acest individ a luat vreo 2-3 cupe, le-a pus acolo. Știți cum se pune la mort? Se pune pământul și după aia se tasează. În 40 de zile nu mai rămâne nimic. Se tasează așa de mult încât e aranjatul morundului. Așa și cu groapa asta de la noi. Individul ăsta, știți ce a făcut? S-a întâlnit cu un nepoț sau cu o maimuță cățărătoare care a mers, s-a suit în excavator și a zis, hai, eu și soțul meu care venise între timp s-a salutat cu domnul Iftimie,
domne, pune pământul. Eram disperați că plecam. Anul trecut au fost ploi, după cum știi, și au fost inundații. Și noi am fost inundați. Dacă nu puneam bucățica aia de pământ, era și mai rău. Așa. Pământul nostru a rămas circa o căruță de pământ acolo, care ne trebuie pentru că gardul este căzut. Este aplecat, este căzut și ne trebuie să-l reparăm sau dacă nu, să repare primăria. Că a fost vina primului excavatorist. Și acest individ care a venit de la Moinești cu scopul să ajute primăria noastră sau ceva de genul ăsta, s-a suit în mers. Soțul meu striga, termină treaba, nu știu ce. Nu, plec, că e ruda mea, e ruda mea. Deci am rămas într-o situație în stand-by. Da, am înțeles. Așa. Eu cunosc problema, nu știu despre ce vorba acolo, că n-am putut să luăm numai... Deci problema este cu șanțul care e acolo, asta este problema pentru care astăzi doamna Arizona a venit aici. Ca să nu vinem să facem din asta o întreagă aventură, pentru că așa doamna ne-a prezentat mai în aventură, așa, dar având în vedere că sunt 5.000 și ceva de persoane, e greu să la fiecare să fii, să-l mulțumești chiar pe fiecare în parte. Sigur. Dar eu vreau să îi promit doamnei următorul lucru, ceea ce este și la îndemâna noastră, ca să pleci în păcate de aici, să nu ajungi nicio problemă. S-au dat ordin din începerea lucrărilor de drum pentru drumul care se va face pe partea aceea și odată când se va face drumul... Drumul de la domnul Sava? Nu drumul de la domnul Sava, drumul de la Părintele Moraru prin față, prin spate, pe la voi, pe acolo, se va face până va ieși la școală. Da, se va repara drumul și imediat după ce se repară drumul, o să fie toate șanțurile aliniate, tot o să fie frumos, da. Și o să te chemăm acolo la fața locului când asta se face ca să, asta fie, ca să nu fie nicio problemă. Da, asta doream. Da. Și vrem pământul înapoi. Deci, fără să... Deci, noi am ținut... A fost o drăguță ca întotdeauna. Eu am SMS-urile păstrate și când s-a terminat în acea seară de 14 iunie, anul trecut 2017, v-am scris, vă mulțumim, doamna primar, ne-a rămas o căruță de pământ pe care nu am vrut... Și poate plătim niște oameni să ne facă gardul, să ne trimiteți pe cineva, îi plătim. O să ajutăm dacă e. Cine acolo să face și repară, dar trebuie cineva când o să vină domnii ăștia care repară, care o să repare șanțurile și o să repare asfaltul, care să-l pună, o să pună covor și asfaltic acolo pe porțiuni. Ei sunt mai, cum să zic eu, sper că sunt mai specialiști ca noi, adică știu mai bine să zici noi ce să facă. Eu, sincer, nu mă pricep, că nu sunt specialist. Acest om, Cătălin Sava, a făcut ceva lăudabil, ceva nemaipomenit. Toată lumea trebuie să meargă să vadă cu câtă dragoste, probabil este și SECE General Moldova care a lucrat, dar a făcut-o cu dragoste și supravegheat. Deci toți... Toate acțiunile care le faceți, trebuie să aveți supraveghetori, pentru că altfel nu funcționează nimic. Eu am venit aici foarte revoltată pentru cineva care a redactat o porcărie de răspuns și v-a făcut să semnați în bună credință. Eu eram să vă fac mult rău, îmi cer scuze, trebuia să alert, am alertat, mi-am scos, am vorbit la București, agenții de mediu, tot, fără să știu că sunteți vinovată. Soțul meu, dragul de el, care e mai calm, a spus, nu e Diana, ea este primar, este ca un director, alții fac pentru ea, ea doar semnează. Așa mi-o noroc la bărbați, mai puțin la femei. Ba, aveți și la femei, uite, prin mijlocirea bărbaților, uite că este ceva. Nu, asta este promisiunea și săptămâna cealaltă când se va începe, vom face, că nu o poftiți. Eu nu mă las până nu este tras la răspundere persoana care a declinat. Așa, și încă ceva. Vă rog din suflet, să nu iau ceva de la mine, vă rog din suflet să luați în calcul faptul că la Troița Albă, acolo, sunt pe lângă unde este Moraru ăsta, popa ăsta la pensie, mai este Albu, Crețu, Botezatu, Nistor și încă cineva. Deci acolo este total blocat. Tot, absolut tot. Se pompează noaptea în timpul ploilor, se pompează la Hazna și odată cu ploaia, tot atunci când ne-am întors din concediu, având teritoriul, terenul mai jos de stradă, am găsit inundat cu dejecții fecale microbi și sunt trei familii
care sunt suspecte. Da. Deci asta eu... putem să vorbim și după... Da, și da. După vreau să li se desfunde canalul. Pentru păi că da, acolo... asta am spus, că în momentul în care se va face drumul, se vor face șanțuri începând de la Părintele Moraru și până la Pale, adică vom merge... Da, da, folosiți acel tub. O mică intervenție. O să folosiți deci, pentru că precizează, mai sunt mai multe tuburi. Ceea ce precizează vecina mea cu casele care le-a amintit dumneavoastră ei, da. Începând de la Aurelia Catana, chiar mai încolo, Sien, și coborând pe panta care duce da. Către Zota, așa, fost învățător Zota, așa a rămas denumirea acolo, Zota. E un punct care de un început asfaltul, acolo este casa Zota. Da. Ei, toate canalizările ies în roșelă. Trebuie amenajați să-și facă cumva, pentru că dacă se amenajează șansurile. Exact. Dar o să vă spun că acum să vedeți o treabă, știind că este proiectul ăsta de canalizare, care sperăm noi când 2 ani de zile deja începe să pună pe picioare. Vă dați seama că nimeni nu o să mai vrei să facă fosă pentru un an, doi de zile. Nici nu poți să le spui că nu vrei. Da, fiecare, eu am fosă, toți avem, că, adică toți care suntem. Dar asta nu înseamnă că vrea să dea în drum dacă nu are... Normal, da, asta e o chestie care se întâmplă. Da, o să notezi, eu duci la fiecare parte și o să le dai câte o științare pentru treaba asta cu dejecțiile. Și să vedem ce oricum nu o să facă, vă spun eu, nu o să facă acum, dacă din 5 deci, care să zice că n-a mers, mai ales acum cel puțin zilele astea chiar am fost non-stop pe acolo, că dacă e lucrarea acolo, chiar am fost tot mereu. Vă mulțumesc! Da. Continuăm, o ultimă chestiune și vă las, vă doresc la toți anticipat multă sănătate și succes în activitate, să aveți spor, dar înainte de asta vă rog să luați în considerație. Cum eu dețin multe filmări, fotografii în legătură cu un cămin de apă care este vis-a-vis de acest moraru, ei au făcut pe timpul CAP-ului acel cămin pe partea noastră, că era SMA, au fost multe procese, peste 650 de procese, suntem foarte cunoscuți. Deci acum, exact ca pisica, cineva a venit și a turnat peste căminul de apă o mașină plină de balastru, se numește? Balastru. Care iar ne-a inundat șanțul făcut de noi cu banii noștri. Da, iar trebuie cineva să ia legătura cu domnul Hurgheș, cam așa îl cheamă, directorul de la apă. Aici au fost foarte multe spărturi în cazul în care se vor face noi incidente, vor fi noi incidente cu spărturi cu astea. Cum? Am spus că am filmări pentru că trebuie să vedeți că acolo sunt multe țevi. Cum scoți tu balastru din țevile alea? Dar este ceva așa, alucinant. Cine a avut ideea asta să toarne balastru într-o gură într-un cămin de apă? Să-și ia, și asta cred că de la un magazin de semințe, să-și ia căminul și să-l mute la moraru și la cine are apă. Nu pe partea noastră. Și încă ceva, domnii de la poliție, o să facem probabil o rugăminte, să facă ceva pentru că nu se respectă. Tractoarele trec pe ambele sensuri. Deci sunt două sensuri. Cât de cât trebuie să se respecte. Bine, vă doresc din nou cele bune. Sănătate multă și... Pentru că mai avem o chestie care tot așa nu este pe ordinea de zi. Mulțumesc aici pentru sosirea domnului învățător aici, alături de noi. Nu este o problemă administrativă, este o problemă de suflet și o să-mi dați voi totuși să vă ridic atunci când vorbesc despre dumneavoastră, pentru că sunteți un coleg de-al meu cu foarte multă experiență și care meritați acest lucru. V-am chemat astăzi aici pentru a vă arăta recunoștința noastră și a consilierilor care sunt astăzi aici, pentru că este și voia dumnealor. Să vă mulțumim pentru întreaga activitate pe care ați avut-o în Comuna Poduri. 47 de ani nu e de aici, de acolo. Am înțeles că ați mai fost și în altă parte, nu doar în Comuna Poduri, dar în Comuna Poduri cred că aveți majoritatea anilor. Vă respect ceea ce faceți, pentru că știu foarte bine că ați fi învățător, să fii profesor și să mai fii și așa un om ca dumneavoastră, care e și la pensie dintr-o meserie de asta, trebuie să fii un om foarte tare. Sunteți un om foarte calm, aș vrea și eu să am calmitatea dumneavoastră, dar uitați că
uneori nu se poate. Chiar sunt emoționată pentru acest moment și sunt convinsă că copiilor de la Bușești, le pare rău că s-au despărțit de dumneavoastră, dar nu s-au despărțit decât așa, la modul a se despărți, la modul, la un mod dintr-o ăsta fizic, pentru că spiritual spretește sunteți acolo, mai ales față de atâtea generații pe care le-ați păstorit cu atâta demnitate. Eu vă felicit. Mare lucru nu avem din partea noastră decât o mică recunoștință, să aveți o pensie frumoasă, să fiți liniștiți la fel și să aveți că aveți putere din Bocșteș cu prășitul, deci ar trebui să iau și asta ca exemplu, dar nu pot. Felicitări! Vă rog, chiar merită să-l aplaudați! Mulțumesc, doamne primar! Mulțumesc și dumneavoastră, domnul consilier, pentru onoarea ce mi-ați făcut-o de a analiza pe scurt activitatea pe care am pus-o. Da, e foarte pe scurt, așa este, dar să știți că cuvintele sunt foarte sincere, chiar dacă e pe scurt. Sunt două, trei propoziții sau două, trei fraze suficiente. Vă mulțumesc tare mult și ca să vă mulțumesc că știu că e băieță prețios pentru dumneavoastră. Eu am pregătit o poezie cu melodie de cuvinte, în legătură cu despărțirea, îl aș cânta, dacă puteți. Și ce preferă aveți? Oameni buni prezenți în sală, după multă activare, am atins fără-ntoială vârsta de pensionare. Am atins fără-ndoială vârsta de pensionare. Timpul trece, fuga mare, de ce nu mă întreba? Ușor fără supărare, pierd mereu câte ceva. Ușor fără supărare, pierd mereu câte ceva. Viața merge mai departe, n-aș putea spune că-i greu, că soarându-i-te toate, doar de bunul Dumnezeu. Că soarându-i-te toate, doar de bunul Dumnezeu. Revenind la școala dragă, la copii minunați, am muncit o viață întreagă să îi văd ajutorat. Am muncit o viață întreagă să îi văd ajutorat. Azi la ceas de despărțire, când joaca s-a terminat, m-ați umplut de fericire, mă simt foarte onorat. M-ați umplut de fericire, mă simt foarte onorat. Mulțumesc, doamne primar, pentru cuvântare aleasă. M-am simțit precum un star pe o scenă luminoasă. M-am simțit precum un star pe o scenă luminoasă. Plec la pensie acasă cu bine și fericit. Viața e așa frumoasă, dragilor, mult v-am iubit.
viața e așa frumoasă, dragilor, mult v-am iubit. Adică ne-ați făcut să fim iar la școală și dumneavoastră învățătorul nostru, că trebuia să vă ascultăm, că dacă nu... Deci am spus mulțumesc, doamne primar, pentru că a fost... Pentru că ați precizat ceva de asta. Nu am făcut nici precizare, a fost la pușterii la școală, că l-am prezentat situația școlară și atunci a fost sărbătorit, să zic așa, și a vorbit și după ce a vorbit noi, am întregit un pic cu strofa asta, poezia. Mulțumesc tare mult și vă doresc sănătate și toate cele bune. Și noi vă mulțumim pentru felicitări. Deci la punctul 1, dacă sunteți un pic atenți, da? Că nu s-a prezentat, vă spun eu despre ce e vorba. Și punctul 1 și punctul 2. La punctul 1 și punctul 2, după cum știți, am câștigat, v-am vorbit un pic în ședința dinainte, am câștigat licitația pentru cele 5,5, am câștigat, am terminat licitația pentru cei 5,5 km de drum. Nu a fost nicio contestație, ceea ce este foarte bine pentru noi. A luat o firmă care spun eu că este serioasă, din cine am interesat, Conex Trust să numesc, și au lucrat foarte bine în alte părți și chiar au avut rezultate foarte bune. Se lucrează în momentul acesta la proiect și la cadastrări care trebuie să probabil terminați. Cred că am discutat și cât de repede ca să putem să ne așa apucăm de lucrări. Sper că în maxim o lună de zile să începem ceva vreo lucrare, dar mai avem probleme la astea cu cadastrările. Până terminăm la... V-am spus că la unele persoane cadastru s-a făcut în drum și o trebuie să vorbim la cadastru, să vorbim, să avem de la fiecare în parte prin notariat, trebuie să luăm, mă rog, tot felul de acte și documente pe care trebuie să le facem. Dar ceea ce a fost mai greu a trecut, a fost asta cu licitația, a trecut mai ales faptul că nu avem contestații. De ce inițiem punctul 1 și 2? Pentru că cei care au făcut licitația au avut cât? 60 și... 87%, deci față de devizul inițial s-a făcut o economie de 7.800.000. Cu tot deci la licitație au venit cu 7.800.000 mai cu puțin, da? Noi știți când am licitat, am licitat exact cu prețul de... Deviz. A fost de deviz atunci 72 miliarde. Schimbându-se prețul, trebuie să trecem prețul prin Consiliu și cei 2% pe care, sau cât avem noi, avem și noi un praf. 2,2%. 2,2% și aceia s-au schimbat. Odată ce suma este mai mică, adică contribuția noastră, o să fie în funcție de cât e suma respectivă. Și pentru asta s-au inițiat aceste două puncte, 1 și 2. E o dispoziție legală. În urma încheierii tuturor licitațiilor, la orice lucrare, se supune la vot prin hotărârea Consiliului Local aprobarea noilor indicatori. Noi indicatori însemnând valorile actualizate realizate în urma licitații, care sunt mai mici decât valorile inițiale. Că fie aici și normal, în urma licitațiilor, valoarea scade. Da. Asta este. Dacă sunteți de acord cu acest lucru... E bine, a spus aici, s-a amintit de supravegherea lucrării. Pentru că aș vrea să intervin legat de asfaltarea asta și de... Când s-a făcut asfaltarea mai inițial acolo, am ieșit și eu în stradă acolo. Eram consilier, am ieșit în stradă și văzusem niște nereguli pe acolo așa și un muncitor de acolo l-am întrebat, domnule, cine este șeful lucrării? Mi-a zis șeful lucrării, iar l-a sunat, a venit, puneau asfalt exact pe pământul viu. Și am intervenit. Am intervenit, domnule, dar cum puteți? Respectați ființa tehnologică. Prevede așa ceva, am zis, adică un stratul din palastul tăi, după aia spune, se amenajează cu cribluri, după aia se după aia se toarnă asfaltul. O să vedem, în funcție de banii care, referitor la banii care au spus că ar fi mai ieftin. Și răspunde, păi la prețul care îl primim, asta e lucrarea. Deci, clar, treaba. Nu există așa ceva. Deci proiectul tehnic este făcut, important, ei trebuie să respecte, da, corect, trebuie să respecte. Există un diriginte de șantier, nu, există un diriginte de șantier care îi supraveghează și o să fie supravegheat din partea primăriei. Deci nu există, dacă nu... Și atunci a devenit incomun. Dacă nu se respectă acest proiect tehnic, nu li se vor aproba și nu se vor deconta devizele care o să le înainteze către noi. După ce se doarmă asfaltul... Nu există, dar nu, la fiecare etapă, la fiecare etapă va exista supraveghere din partea DGT de șantier. Nu,
Să spun că pot să intervin pentru că acolo unde s-a făcut drumul la Cătălin, acum parte ceea de drum, Cătălin poate să spună că este aici și să spună că se pricepe cât de cât și la treaba asta și ar putea să spună dacă într-adevăr nu neapărat dirigenta șantier, că am avut o dirigentă de șantier care o zbârnit cu ei ce-a făcut și i-a întors înapoi și așa. Deci a fost super, super ok femeia. Vă spună Cătălin cam care a fost acolo și cu cât s-a înălțat drumul și ce a fost pus și cam cât strat de, și de asfalt s-a pus, așa față de ce spuneți dumneavoastră în părții celelalte care unde deja s-au ajuns la pământ. Pentru că de asta și repară. Este unul din drumurile cele mai bine realizate, să zicem, din comuna acolo, la momentul actual, începând de la terasament, strat din zone, strat în suport, în sub, șanțurile detonate. Deci a fost chiar cază care doamna dirigintă de șantier i-a întors. I-a întors. Nu pot să mulțumesc până la urmă cu fiecare, mai sunt. Câteva mici intervenții care să nu o să se rezolve până la sfârșit. Și da. Trebuie să înțeleagă fiecare pe la momentul că se va face o treabă de calitate. Ce se referi la lucrarea de aia trecut? Da, nu, dar am zis că lucrarea acum, asta am dat exemplu, că lucrarea asta făcută acum, deci nu cu simț de răspundere, cu foarte mult simț de răspundere a fost făcută. Și foarte responsabil și s-au mers acolo și s-o... Dar se vedea pur și simplu la ochi, se vedea cu cât s-au înălțat, pentru că aici a fost o problemă un pic cu oamenii de acolo din jur. Faptul că se înalță foarte mult drumul în momentul în care îi respectă fișa tehnică, se înalță foarte mult drumul. Și atunci e o problemă de nivel la unele persoane unde trebuie să intervenim ca să-i ajutăm să poată să-și facă oamenii ce au fost podes și este acolo trecerea și la fiecare în parte, pentru cine nu au fost acolo, eu am scos să vă uitați, o să vă vedeți, uitați și la fiecare în parte, puteți să vă uitați un pic, sunt făcuți, acum sunt în, sunt în, să fac gabioane de o parte și de alta la fiecare drum în parte, adică ca să nu, dacă tot am făcut drumul, să nu fie... Asta e, acum se lucrează, v-am dat doar așa câteva pozic, acum se lucrează, dar v-am spus, dacă vă uitați un pic de acolo din asta, să vedeți cam cu cât e înălțat și cam cât a fost făcut. Și vă promit eu cu toate și celelalte care vor fi făcute cam cu aceeași, nu cu aceeași, cu poate și mai mult cu aceeași măsură și responsabilitate, vă spun eu că vor fi făcute. Nu, ideea e asta care se face acum pe drumul ăsta care l-ați menționat. Da. Bănuiesc că se frezează. Da. Păi se frezează și se toarnă peste, că nu avem altă posibilitate și vă spun de ce. Pentru că este vorba și de bani și de niște coduri CPV care trebuie să însi apă acum, că nu mai este, știți, vine și îl pui. O să încercăm la un moment dat să punem un covor de asfalt mai mare, dar acum fiind chiar foarte rău și păcându-se în partea cealaltă, nu poți să-l lași pe ăsta, că era chiar, adică cum să zic eu, chiar sărit pe el, ajunsese chiar la pământ. O să-i aducem o îmbunătățire cât de cât și pe urmă să-l punem tot așa pe un proiect și să facem și breteaua aceea să vină până la aștept. Dar acum trebuie să vedem și cam ce. Cam ce bănuți sunt. Ana e foarte măștinoasă și nu da. Trebuie o șanță. Acolo probabil poate trebuie pus un tub și făcut niște, dacă e așa de mălășinos. Da, vă mulțumesc frumos dacă sunteți de acord cu punctul 1 și punctul 2. Ca să trecem chestii. Contrații abține cineva? O să ne rugăm mult așa la aici, referitor la drumul ăsta care tot se face. Știu că din discuția ce am avut și împreună și cu oameni, am înțeles că nu se va face deocamdată trecere la fiecare către drumul. Ar vrea să găsim tot o soluție din comun acord, adică dacă se va pune tubul, să monteze cam toți în același fel de tub, din anumit diametru, să nu și avem secțiunea, adică e de logic să hotărâm până, a venit de la 200 sau 250 în sus, ca fiecare om să știe în principiu, domne, tubul de atât nu vine fiecare cu un tub de 110 la un șans de... E la mare. Că vă dați seama că după ce se va face recepția lucrării și se va apuca fiecare să-și toate, adică să găsim un... de comun acord și cu proiectantul și cu primăria și cu cine este desemnat așa, să găsim o soluție eficientă pentru tot. Să pun un tub. Adică o diametru pe tub, funcție și de volumul de apă care da, se vine că nu poți să pui pe la dintre cu dealul, să-și pun un tub cu 300, trebuie să-și pun la jos un volum de apă mai mare. Da, mulțumim frumos, ținim cont și vorbim cu... Majoritatea au făcut intrările la locuințe și ei nu dau voie. Aici e scandalul între cetățean. Nu, nu da, nu da voie. Au o secțiune acolo de trecere a apei
Toată lumea a votat voie, să știți. Nimeni nu a votat. Poate în alte parte, să zicem. Nu, aici a fost cu voda voie, toată lumea a fost foarte. Da, dacă nu mai sunt probleme, trecem la punctul numărul 3. La punctul numărul 3 am să rog pe domnul... Nu, eu aș vrea să spun câteva cuvinte. Aici venim în completarea hotărârii Consiliului Local pe care am dat-o luna trecută. Este vorba de acea notă de edificare, îndrumare, monitorizare pe care a adus-o în discuție domnul viceprimar. Noi avem niște măsuri de îndeplinit pentru a delega serviciul de iluminat public. Luna trecută am aprobat regulamentul de funcționare a acestui serviciu public și modalitatea de delegare, am spus că o modalitate de delegare directă către o firmă. Iar în acest moment aprobăm caietul de sarcini și studiul de oportunitate tot pentru delegarea gestiunii către o firmă. Deci tot ceea ce se face, reparații, intervenții la sistemul iluminat public din Comuna Poduri, trebuie efectuat de o anumită firmă, nu putem face noi pentru că nu avem compartiment specializat în acest sens. Repet, deci este o completare a hotărârii aprobată deja luna trecută pentru caietul de sarcini și studiul de oportunitate. Deocamdată nu s-a delegat. Deci ăștia sunt pași, da. Ăsta e caietul de sarcini, firma trebuie să urmează, da. Firma trebuie să îndeplinească acest caiet de sarcini. Eu am citit cu atenție regulamentul. Regulamentul este general, este chiar mult prea complet pentru Comuna Poduri, prea complex. Dar este foarte bun. Caietul de sarcini am trecut un pic prin el. Caietul de sarcini e făcut tot așa de o firmă specializată. Da, altfel n-are problemă. Știu despre ce e vorba. Acum, aici sunt trei termeni. Deci o să fie vorba de operatorul de distribuție, care o să fie firma respectivă, utilizatorul este primăria Poduri și beneficiarul cetățenii Comunii Poduri. Sunt prevăzute foarte clar obligațiile fiecăruia, drepturile și obligațiile. Rugămintea mea să mai vorbim și cu beneficiarul, că oamenii, în momentul în care sunt probleme, o să fie probleme, pentru tăiat un copac, pentru să ne ajute. Pentru dacă nu suntem ajutați pentru firmă, atunci nu o să beneficiem de iluminat niciunul. Da. Că vedeți, la fiecare furtună se întâmplă des, rămâne pe întuneric. Și de iluminat... Adică cetățenii să fie de acord, în sensul ăsta, da, corect. Adică, domnule, avem de aia o avem de făcut, da. Cum a fost acum, asta e. Se ocupă EON-ul de așa ceva. EON-ul să se ocupă de așa ceva. Nu se ocupă firma respectivă. Da, dar noi să înlesnim. A, să înlesnim. Da, da, da. EON-ul vine trai, nu stă la discursie. Mai să înlesnim. Da, da, da. Da, plăsă. Ieri erau pe Rusești două mașini. De la Ion curătau tot... Taie, se pare normal. Și am trecut, da, unde sunt probleme, tot timpul, da. Dacă nu mai sunt probleme, să punem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Contra, se abține. Trecem la punctul numărul 4. Acordarea de ajutoare de urgență pentru copii. La punctul numărul 4 am să vă spun eu despre ce e vorba. Este un punct care mie îmi place foarte mult. Să ajutăm, de fapt nu să ajutăm, că cred că mai mult ne ajută copiii pe noi decât să recompensăm cât de cât copiii cât de cât, pentru că sumele sunt mult, ce vă dați seama, deci cât ar trebui copiii ăștia și cât învață. Sunt copii care au terminat cu media 10, sunt copii care ne-au reprezentat la olimpiadele naționale și acum chiar trebuie să menționez domnul profesor Rusei, profesor de geografie, a avut copil la olimpiada națională. Poate o să vină și timpul când o să fie și profesorul să fie răsplătit pentru ceea ce a făcut, pentru munca sa. Ce să spun, că îi felicit și că să fie cât mai mulți copii de genul ăsta, pentru că ei sunt cei care vor veni și probabil cu siguranță vor fi cei care vor sta la masa aceasta și probabil vor fi cei care ne vor alege azilul. Nici într-un caz nu o să facem, mă bucur dragul meu, la de la copii și o plătiți cum știi. Da, eu aș vrea ca chestiile astea politice să nu fie dezbătute în ședințele de Consiliu, deci cred că ar fi cel mai bine să prim așa prieteni, așa cât se poate, că din rău este discurs despre unul și despre altul, nu-i niciunul sfânt, cum nici eu, nici dumneavoastră, nici unul nu suntem căzuți din icoană.
așa că cel mai bine e să ne axăm pe ce probleme avem noi. Eu îmi doresc, ca și idei și ca și concluși, cred că și dumneavoastră vă doriți lucrul ăsta, să dăm cât mai mulți bani acestor copii, adică să fie cât mai mulți și să fie cât mai mulți profesori care să-i ducă și să le canalizeze atenția și învățătura spre aceste, spre aceste rezultate frumoase pe care, pentru că este ceva când se spune la olimpiadă sau undeva, Comuna Podul, județul Bacău, Comuna Podul, județul Bacău. Este, și să știți că tot vorbim de copii aici, fără niciun fel de, cum să spun, trebuie să vorbesc și din punct de vedere al culturii și vedeți, lor nu le-au dat niciun ban, dar am ajutat altfel material, mă rog, de motorină, nu material, ca să înțelegeți. Pentru că ne-a reprezentat grupul Păuna și cu Alina Muncilă, ne-a reprezentat la foarte multe, poate prima dată am luat-o noi mai așa, că o fi, că o pății, că să vedem, că nu știu ce, dar să știți că reprezentarea lor la nivel de județ, la nivel național, a ajuns și la nivel internațional. Au câștigat un, au câștigat un concurs la Buzău, la nivel internațional, vor merge în Bulgaria. Am fost la Târgu Neamț, chiar acum am fost la Piatra Neamț, nu la Târgu Neamț. Datorită acestor copii vreau să vă spun că am fost invitată ca și primar să dau un interviu la Etno, mă rog, e vorba de cultură. O să vă spun și data când se va da, chiar dacă nu vă uitați atunci la Etno, băcar atunci să vă uitați dacă nu vă uitați în general. Dar să știți că acești copii sunt tot ai noștri, ai Comunei Poduri, mulți din Cernu. Poartă foarte frumos portul popular, cântă foarte frumos și uitați că implicarea aceasta pe plan cultural a adus totuși un beneficiu și un renume comunii noastre, așa că nu sunt decât de felicitat și ei. Bine, și Gabriela Bia. Gabriela Bia are corul care noi vorbim acum din punct de vedere tradițional la zilele care au fost acum. Gabi Bia, asta ca să nu-l supărăm pe una sau pe alta, pentru că fiecare, da. Gabi, de când ea, ea este cu corul, a cântat cu madrigalul, are copii foarte buni, n-avem ce să spunem și de ei. Da. Sunt și din Poduri copii, da, care cântă în corul, care a cântat cu madrigalul, ceea ce este pentru noi o onoare și asta. Și pentru că am făcut divagația asta, v-am spus, vreau să le mulțumesc acestor copii, pentru că așa este, așa este frumos și cred că toți consilierii sunt în același sentiment cu mine pe această problemă. Vă mulțumesc! Săptămâna viitoare se amici cu BAC-ul și cei care au urcat o medie de 10 undeva, atunci... Au fost și ceilalți ani trecuți, au fost și ceilalți. Să ținem cont și de asta, pentru că avem capacitatea, nu știu. Au fost să vedem noi dacă... Nu știu, de gândul la el, poate merită. E un efort deosebit, da, muncă, e o muncă mare. E un efort deosebit, acum nu e chiar așa de simplu, mai ales acum a fost foarte greu, au fost grele, foarte grele. Și acum să fim cinstiți, ca să iei bacaloriatul nu e chiar așa de ușor, adică nu-i la îndemâna oricui să iei bacaloriatul. Medii mari. Să-l iei, nu numai cu medii mari. Să-l treci. Asta e problema, e să-l treci. Care le-a cu medii mari, că am divagat acum și am ajuns la bacaloriat, care le-a cu medii mari, oricum îl ia, oricum îl treci, că e foarte bun. Cel mai greu e pentru ăla care apar n-are ce-i cu el și treci bacaloriatul. Deci așa mi se pare mie. De bine. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mai sunt probleme la punctul numărul 3? La punctul numărul 4. De acord cu stimularea copiilor. Da. În felul ăsta, eu cred că dacă se face permanent lucrul ăsta, îi atragem și nu mai sunt cei care pleacă și pleacă și aici în comună a rămas câțiva copii. Puțin. Au dispărut și cartiere, au dispărut și multe chestii. Doar așa mă stimulăm din asta, poate să-i atragă să rămână la lucrul. Mulțumesc frumos. Mai sunt probleme? Dacă nu mai sunt probleme, supunem la vot. Punctul numărul 4. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice. Da, asta e vechea. Supunem la vot. Asta este tot timpul. Da. Da. Și pe perioada de vacanță. Dacă nu mai sunt probleme... Nu. Asta e din urmă ce a fost. E ultima lună cât a fost perioada. Cine este pentru? Perioada de vacanță au primit voucherii ca să vezi în bucet. Nu avem pentru luna iunie, mai și iunie. Am hotărât la școală.
La punctul 6, la proiectul de rectificare bugetară, nu este o rectificare foarte mare, este vorba despre 20 de mii de lei, 200 de milioane, care să aducem, dacă mai este ceva de dat, să spunem, pentru parcare, dar vă spun că dintre ei să plătim și acelea două de afară, dacă ați văzut steagurile de acolo care au fost puse, pentru că n-au fost trecute în proiect, și dacă cumva mai apare vreo... eu știu, vreo mic corectare, necorectare, nu-i neapărat, adică nu-i suma chiar exact bătut în cui pentru asta, pentru ceva. Și mai avem 100 de milioane pentru că vom face servicii și reparații curente, facem pentru toate aerile condiționate și pentru că am aici unde au fost căldurile și nu mergeau nici aerii condiționate, nu mergeau nimic. Pentru asta e rectificare, deci nu... Dacă sunteți de acord... Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 7. Da, e vorba de achiziționarea 2000 de metri de teren în Rusăiești, lângă, înainte de pod, pe partea dreaptă, pentru proiectul mare pe canalizare. În zona respectivă, proiectanții au propus construirea unei stații de epurare. Pentru realizarea acestei stații avem nevoie de Rusăiești, pe partea dreaptă, înainte de a traversa, de a trece podul. Da, o să vă spun eu o problemă aici cu suma. În principiu, prima dată am cerut de la cineva, suma pe care persoana respectivă ne-a cerut-o a fost una foarte mare. Nu putem să, ca și primărie și responsabil fiind, nu putem să dăm o sumă care ne se cere, deoarece noi suntem supravegheați de un evaluator care face prețurile astea, da? S-a cerut suma foarte mare, n-am putut să-i dăm această sumă și am renunțat. În principiu, renunțând la treaba asta, o trebuie să găsim o altă soluție. Discutând cu cei de la Topo, discutând cu cei de la API, am găsit o bucată de teren pe Albia, care ar fi a noastră. Problema și acolo este, deci fiind a noastră, clar că e fără niciun ban. Deci asta e o mare satisfacție pentru noi să nu plătim nimic, dar problema este în felul următor. Sunt undeva, cum ar, vă dau un exemplu, aceasta să zicem că e terenul pe care l-am găsit. Sunt făcute două sau trei titluri de proprietate și cadastru exact pe mijlocul, nici într-o parte, nici într-alta. Sunt exact pe mijloc. Acum, noi am discutat, pentru că e și o problemă de asta contratimp, de asta v-am spus că am fost atâta de agitat și atâta de săptămânile astea două, de n-am mai știut fiecare cum. Ba măsoară aici, ba măsoară în partea cealaltă, ba vecinii moștenitorul, ba vine cu topo și nu-i vine aici, ba du-te la API la Bacău. Deci a fost chiar o mare, chiar într-adevăr o mare problemă cu această apă. Cu această... Eu n-aș vrea să renunț să mergem cu... stația asta de epurare să o legăm din Măgirești, pentru că suntem și noi comună, pentru că suntem destui de mari și pentru că sunt niște locuri de muncă care se vor face aici la noi. Și dacă tot banii din proiect vor fi alocați din proiect și nu din acest proiect vor fi alocați, de ce să nu beneficiem de acest lucru? Și atunci o să luăm partea asta care este cum e ea despărțit așa deocamdată și pe parcurs să vorbesc, deci de fapt și de drept au fost niște discuții cu oamenii care au fost de acord, care trec pe acolo să ne dea. N-au cerut niciun ban deocamdată, nu pot să vă spun că o zis o sumă, că dacă e ceva... 2185. Da, au cerut mai mult prima dată. Că nu, e vorba de suprafață, e vorba de suprafața terenului. Da. Oricum e pământ neproductiv. E un drumușor pe acolo, dincolo de drumușor, până în părâul Tazlău. Problema este cadastru. Nu ar fi trebuit să facă cadastru ăsta. Nu e adevărat. Nu, am discutat. Pe malul a fi făcut și la Măgirești. Aici am întrebat. Fac ridicări prin proiect, îndiguiri, fac tot. Da. Și banii sunt proiect, deci nu dăm noi banii, el fac, noi numai cadastrăm. Deci e problema de proprietarii care au titlurile de proprietari. Acum v-am spus, e vorba de proprietarii cu care vorbim, dar 2000 de metri ăștia care vă spunem noi acum, sunt libe. Numai că nu sunt adunați, de ceilalți o să vorbim după aceea, când îi adunăm, dar sper că direct. Și ce se poate face? Aia proprietar renunță la cadastrul lor? Nu renunță la cadastru, se poate, se poate. Unii poate cedează prin donații, unii prin... Deja s-au avut niște discuții.
discuții cu ei. Adică oamenii sunt totuși maleabili și o, domne, dacă e pentru comun, o spunea și mă bun, eu acolo. Oricum nu fac corumb, acolo nu fac nimic. Sunt niște suferiți de asta. Dar nu-l folosești. Da, dar nu-l folosești, serios. Eu poate pot, îmi pare una, am făcut niște pozeții, poate poate de stufăriști ăla care e pe lângă tablău. Da, cum s-o fi făcut cadavru acolo, pe parte ce pentru mine, eu... Dacă cineva o a avut... Așa, ce face acolo, că domnul pune orez. Dar știți cum e, nu l-a interesat, e terenul... Da, probabil ca să ies numărul la titlul de proprietate metric. Da, o să spui până la... Da. Da, asta este, asta este. Și că suntem, da, așa, asta e cu subvenția, că acum e mai nou cu subvenția. Și-ar fi bala asta s-o lua subvenție și pe altceva numai pe balastru. Faceți din balastru bine că există. Da, asta e, asta este. S-au făcut și modificări în acții pentru subvențiile care aici nu mai e. Poate găsesc doi proprietari pe acel teren. Dar poți fi și trei, nu vă poate să suntem învățați, nu? Deja suntem rotați în lumea de astea. Da, vă mulțumesc frumos, cam astea au fost explicațiile. Nu pot să vă explic chiar la litera, la muchea cărții, pentru că așa suntem și noi acum un pic în... Dar trage tare, m-a spus că asta e ideea să fie, să fie a nostru, să nu mai fie în altă parte. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt probleme, să punem la vot. Abține cineva contra. Trecem la următorul punct divers. Punctul numărul 8. Dacă sunt ceva probleme la numărul 8, probleme de când s-a început, curățenia s-a început a tăia copaci cu unii părți, am să vă rog ce probleme sunt de genul ăsta, ca să nu ne întindim, ca să ne întindim aici, că acolo trebuie făcurat, că acolo trebuie făcut nu știu ce. La urmă să-i spune lui Ionuț, Ionuț le notează și le luăm pe rând cu fiecare, pentru că sunt și la drumuri, mai avem destule. Da, vă dau o veste bună, pe care acum sper că o să fiți în asentiment cu mine, fiind partener cu Consiliul Județean, mai nou, sau că un parteneriat a urbanismului cu Consiliul Județean, cei de la Stratum Energie nu mai plătesc doar Consiliului Județean, nu redevența, redevența asta, autorizația de construire. Și pentru că acum au luat autorizații și a ținut și din noi să le dăm și așa parte din autorizații pentru, pentru ce deja era pus, că dura foarte mult, deci au la Consiliul Județean, cred că-i pus din vreo câteva luni buni. Autorizația de construire pentru ce au făcut acolo le-a fost luată în valoare de 6 miliarde, din care faptul că suntem acum, v-am zis, colaborator, 3 miliarde 300 ne-au revenit nouă. Și pentru că ne-a revenit nouă, asta este foarte bine că... Bine, nu vorbim de faptul că ei până la 31 decembrie. Până la 31 decembrie anul acesta ei trebuie să facă drumul, deci nu există. Știți că am discutat despre asta, contractul a fost făcut. Nu vorbim despre faptul că fiecare mașină care trece acum pe acolo de tonaj greu plătește cât de un milion pentru fiecare, pentru fiecare curs făcută. Părerea mea că, vă spun, mi-a venit așa o idee pentru că venise și părintele Vasilică la mine și mi-a spus, domnule, dacă vreți să vă ocupați de partea de biserică din față de acolo, de la Biserica Sfântul Nicolae, că peste tot ați tot pus un proiect ceva și cred că ne-am încadrat să punem o bucată de asfalt acolo, având în vedere faptul că acolo sunt deja făcute șanțurile. Deci el este deja amenajat. Adică n-ar mai fi cea mai mare problemă să o mai luăm, să facem săpături și așa. Bine, acum este doar la, la nivel de discuții, pentru că e normal pe la biserici să facem asta, pentru că este multă lume care merge și așa la noi, la țară, merge lumea. Mi se pare foarte bun și ca scurtătură pentru rusăiești pe partea aia acolo. Și faptul că v-am zis, nu e așa de mare, adică suntem cu bani undeva, chiar am fi la limită ca să facem acolo. Cât este, Ionuț? 300 de metri.
Da, mă rog, asta este doar așa ca o, ca o informare, să vă informez că până la urmă o să facem ceva și o să mai, o să mai câștigăm ceva și de la ăștia, că tot ne exploatează și până la urmă chiar faptul că ne exploatează măcar atâta foarte puțin pentru faptul cât au produs, bine, acum nu au, cum să zici, nu au investitori, deci nu e așa de producția de mare și nu au cui să dea. Dar au fost momente când au fost 30 mașini pe zi care stăteau acolo și acum, ce să zic, eu sper ca drumul să fie așa cum mi-au promis și eu cred că așa va fi, pentru că dacă nu, le-am promis că de la 1 ianuarie le ridicăm de acolo interdicția aia de 1 milion și o să văd unde trec. Probabil că o să ne dea în judecată, nu nicio problemă, să mă dă în judecată, să mă dea, avem da, domnul jurist, știi despre ce-i vorba, dumnealui Sătul, de câte dosare sunt și cât și ce e aici, să nu cred că îi pare rău acum că a venit, dar asta este, credea că o să fie mai, credea că o să fie mai frumos, mai liniște, dar nu s-o aștepta la atâta neliniște, dar ce să facem, din comuna mare? Sunt prea multe lucruri și vechi care nu au fost rezolvate, de aia prepar multe liniște. Da, sunt lucruri vechi, dacă începem să le punem la punct, nu e așa de simplu, dar o să reușim. Era discuție un proiect care aveam la familie care montează panourile astea solare și vreau să-l pus în energie la ăsta la Ion, deci câte și de taxe... Auzi, și-o mai luat cineva niște chestii de astea solare, vecini cu matari de acolo și nu mai știi la care protecția consumatorului se ducă, că n-are nicio energie, n-are baterii, n-are și-o dat pe ele... Nu, femei... Tati Mariuța. Dar are și prigurați mai... Vă spune un coleg de-a mea are așa ceva și umblă de vreo 3-4 ani și n-a rezolvat nimic. Ieri am auzit, i-am văzut, doamne. Deci, umblă de 3-4 ani. Așa a fost. Vă spune de ce. Sunt societăți astea care livrează panouri de astea. Nasoale. Chinezii. Dacă ei, de exemplu, sunt la Dedeman Comănești, 41 de milioane costă un panou. Un panou de 70 cm pe 40, așa, este garantat, îți dă garanție nu știu câți ani. Lângă panoul să rămâi și acumulator. Este bateria aia. Totul, totul este dotat cu tot, da, și tot ce ne-a numai. Frumătesc? Da. 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 Are vreo 600 de vase. Deci, ăștia care au făcut proiectul ăla de la Macau, până la aproape la Gregoreni, la fiecare stâlp, au panou. Da, e cu proiect european, aia cum? Probabil că, nu știu dacă era toată lumea venită când am prezentat cu dispensarul, nu erau toți, nu? Două cuvinte nu o să vă spun foarte mult, ca să nu vă țin, că uite ce frumos am făcut. Să vă spun următorul lucru, aici am un plan al dispensarului, l-am prezentat în ședința de comisie a domnului Bia. Încă o dată spun că și sper că acum și înregistrat să ajungă la urechile domnului Andrei Maud de la Betania ca să vină în ajutorul nostru, pentru că acest ONG e ăla care a făcut și școala de la Valea Șoșii și, și sunt convinsă că cu dumnealui se poate discuta foarte serios ceea ce și-a făcut. Au fost olandezi la fața locului, au făcut acest plan pe care îl vedeți, dacă vreți o să mai veniți la mine să vă-l dau. Pe data de 23 septembrie, olandezii vor veni aici și vor începe construcția dispensarului. Ei se unesc și cu ceilalți, cu Terre des Hommes, și împreună vom face acest dispensar. Prima parte a dispensarului este o parte hașurată aici. Va fi un loc pentru copii, un loc în care se va face ca o mini-bibliotecă, ca un fel de ceva, o casă, cum ar veni, unde se întâlnească copiii, să-i atunci așa. Iar partea de aici este renovat întreg dispensarul. Ei, în momentul în care se face partea asta, mi s-a spus că va fi făcut anul acesta, da? În septembrie, când vine acest, partea asta de aici. În martie vor veni pentru a doua parte, se mută partea de dispensar în partea asta aici, ca să se poată face lucrările, se poate executa lucrările și vor face ca toate aceste lucruri, ei sunt foarte bine pus la punct, să știți, au și un program foarte bun. Ei ar trebui, din ce mi-au spus mie, până în martie la, până în mai la anul, ca acest dispensar să fie, să fie făcut și să ne-l și predea. Acum ține din noi să luăm repede autorizații, să luăm avizele și tot pentru funcționare. Sunt ceva de ce mi-am adus aminte, că între timp se întâmplă foarte multe lucruri
Și era aici, mai era cineva aici alături de noi la bucuria mea atunci când... știți că a fost depus când era... De când era domnul... A fost depus cererea, încă de când era domnul Vici, cererea pentru finanțare la căminul de la Cernu, da? Cerere care ulterior AFIR-ul a respins-o, datorită faptului că noi am respins-o da, pentru că suma nu puteam să ne-o permitem. Da. Ei ne-au cerut o sumă, atunci, de exemplu, dacă punem noi 70 de lei și pun ei 7 lei, deci cu toate trebuia să fie invers, să pună ei 70 de lei și noi 7 lei. Am reluat și am redepus proiectul și așa și numai bine, chiar nu aveam încă, l-am redepus, am zis că, domne, să redepunim cu alte sume și cu suma care noi suntem cu sumă mai mică, cea mai mică și ei cu sumă mai mare și acum nu mai știu cât, eram cu chiar cu domnul Neri când ne-au sunat de la Iași și ne-au spus că cererea de finanțare pentru căminul de la Cernu a fost aprobată. Mâine voi pleca la București pentru căminul de la București care este... Știți că nu-i prima dată că avem la compania de investiții, de asta am pus astăzi această ședință, pentru că mâine sunt la București. Și asta, cam asta, sper să nu vină... Așa, deci asta n-am spus. N-am spus următorul lucru. Pentru cei care vor veni din Olanda, vor fi 7 sau 8 în prima instanță care vin în septembrie, 23 septembrie. Noi, ca și consilieri și că faptul că suntem aici, o să ne unim toți, să vedem unde îi cazăm și să le dăm mâncare. Deci este pe pielea noastră treaba asta, oamenii. Nu vor să stea undeva departe, undeva, da. Pentru că ei sunt de aceștia care la 7, dacă au venit la muncă, ăștia la 7 la muncă. Nu stau după noi, până îi aducem, știți cum e la noi, până la 7 sau 8, în prima dată. Vor să lucrează toți împreună? Acum nu i-am întrebat, dar dacă ar fi 4, nu știu. Acum noi am discutat un pic cu nenea Ilie, care o să la biserică aici, la Sfântul Nicolae, ar fi loc de cazare să aibă și un pic de baie și un WC. Este baie înăuntru. Ăsta e esențial, mai ales cu oamenii n-am. Este și bucătărie la mâini, făcut mâncare. Da, mâncare, am spus, mâncare o facem aici, asta nu spun, vreau, nu poți să duc oamenii de aici, acolo, aici. Dacă este aici, la ce mai mâncă? Adică facem economie. Asta din mâncare, din mâncare mă îngrijesc eu. Din cazare mă îngrijesc dumneavoastră. Da. Dar totuși trebuie, știi? Adică să avem, el a venit și ne-a spus așa, cu subiect și predicat, domnule, ăștia pe 23 septembrie și-au luat bilet de avion. Ăștia nu stau cât mai vii mâini când am cazare. Că... Dacă dumneavoastră vă dă prin cap ceva, vreo variantă mai așa, dar eu să vorbesc un pic cu părintele Vasilică. Cel mai repede, și poate mai vorbiți altceva. Și ca după aia vorbiți cel mai repede, da. Ați vrut să ziceți, îi luați acasă? Nu. M-a întrebat dacă mai ești. Nu, de asta mă gândeam. Dacă ar mai fi mult mai important. Nu există în chiriade, dar băieți la poliție, dar... Deci e bine să aibă rezervă primăria. Da, dar oricum, dar își căpea într-un apartament o persoane. Mici apartamente. Depinde de cameră. Acum nu, dar nu locul meu. Doamna primar, dar acolo sunt mai multe camere. Știu, nenea, că zic că de asta să vorbesc cu părinți, mi sper să ne ajutăm cu problema asta. Camere, până la urmă, dispensarul nu îl facem pentru noi, îl facem pentru toată comuna, pentru toată lumea. Deci iar asta ar trebui să locuiesc. Trebuie să găsăm, ne facem din râs. Acum, din când suntem aici, nu au găsăm să stăi, să stiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Merge. Sunt care să grăbesc, eu vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi și pentru înțelegere și pentru adoptarea acestor hotărâri. Să aveți o zi cu soare!